Secretarul general NATO Jens Stoltenberg și președintele Klaus Iohannis s-au aflat vineri 11 februarie la baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu pentru a se întâlni cu militarii alianței dislocați în România. Statele Unite a anunțat săptămâna trecută că 1000 de militari americani vor fi repoziționați din Germania în România. O parte a batalionului Stryker a ajuns deja la baza Mihail Cogălnicianu. În cadrul aceleași baze, acționează și detașamentul forțelor aeriene italiene, sosit în România în vederea executării serviciului de poliție aeriană întărită, alături de forțele aeriene române. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a ținut să sublinieze importanța pe care alianța o acordă întăririi flancului estic în contextul crizei de securitate în Europa, declanșate de pericolul unei invazii a Rusiei în Ucraina. România nu este singur. Avioane de luptă din Germania și din Italia sunt aici pentru a proteja, pentru a ne apăra aliații și pentru a vă ține zona sigură. Și astăzi avioane spaniole vor sosi în Bulgaria pentru a consolida misiunea aeriană NATO acolo. Și 1000 de soldați americani vin la această bază, astfel încât numărul total de militari americani ajunge la aproape 2000 la această bază. Aceasta este o demonstrație puternică a unității transatlantice și noi americanii suntem dedicați apărării Europei. Aici, în regiunea Mării Negre, până la Marea Baltică, aliații sunt aici pentru a consolida prezența NATO în această perioadă critică. Mai multe trupe, mai multe capacități și o hotărâre mai mare. Și săptămâna viitoare, ministrii de apărării din statele NATO se vor întâlni și vor discuta cum putem consolida mai departe prezența noastră în partea estică a alianței, inclusiv cu noi grupe de luptă. Și salut oferta Franței de a aduce un batalion NATO aici în România. NATO este o alianță defensivă. Sarcina noastră este să protejăm pacea. Facem acest lucru astăzi, asigurându-ne că nu este niciun loc de neînțelegeri sau de calcule greșite în privința implicării noastre pentru a proteja România și pe toți cei alți aliați NATO. La rândul său, președintele Klaus Iohannis a transmis că, în acest context internațional extrem de dificil, România este foarte bine apărată și are toate garanțiile de securitate. Niciun român nu trebuie să se teamă. Însă, trebuie să știm de unde vine această siguranță a noastră. Ce sunt garanțiile de securitate? În primul rând, forțele noastre armate, care s-au dezvoltat enorm în ultimii ani, sunt foarte bine pregătiți și sunt pregătiți pentru orice scenariu. În plus, România este în alianța NATO, cea mai puternică alianță militară din câte au existat în istorie. Pentru a veni în sprijinul nostru, iată că avem acești militari pe care i-am salutat astăzi aici în baza Mihail Cogălnicianu și alții care au venit din state partenere strategice de la aliați pentru a lucra împreună cu militarii români. În prezent, la baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu, sunt detașați 2000 de militari NATO.